Uitarea, să țineți minte, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă n-am uitat multe lucruri din viață, nu știu câți de aici din sala asta am avea mintea întreagă la ora asta. În Genesa, în capitolul 41, versetul 51, cred, Iosif, care a avut experiența care a avut-o, i s-a născut un fiu și i-a pus numele Manase. Și i-a pus nume uitare, că ce a zis el: Dumnezeu a făcut ceva pentru mine. Zice, Dumnezeu m-a făcut să uit. Noi mulți de aici vrem tot felul de binecuvântări să ne dea Dumnezeu. Poate nu te-ai gândit niciodată ce binecuvântare este să poți să uiți. Și Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu, adică tot trecutul meu am reușit să-l uit pentru că Dumnezeu m-a ajutat. Așa că prima invitație vă fac în această seară să uităm. Primul lucru care vreau să vi-l cer să-l uităm și să ne ajute Dumnezeu este să uităm tot răul și toate experiențele dureroase care le-am avut până în ziua de azi, pe care ni le-a provocat cineva, toate durerile și rănile interioare pe care le purtăm cu noi de multă vreme, eu vă cer în numele lui Iisus în această seară să vă rugați ca Dumnezeu să vă ajute să le uitați. Uitarea, să țineți minte, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă n-am uitat multe lucruri din viață, nu știu câți de aici din sala asta am avea mintea întreagă la ora asta. Dar în această seară eu vreau să vă cer cu insistență. Dumnezeu să vă ajute să uitați toate jignirile, toate suferințele, toate durerile, toate necazurile, tot trecutul vostru. Vă cer în numele lui Iisus să-L uitați. Uitarea asta poate să fie efectivă, adică pur și simplu să nu-ți mai aduce aminte, sau poate fi un gen de uitare pe care eu am botezat-o așa. Bă, nu am uitat experiențele acelea, dar nu mă mai afectează. Așa că eu pot să mă întâlnesc cu tine care m-ai jignit acum 3-4 ani de zile, îmi aduc aminte ce mi-ai făcut, dar nu mă mai afectează. Și în seara aceasta, punctual, aș vrea să cerem ca Dumnezeu să ne dea putere și voință să uităm tot trecutul nostru. Puteți să spuneți amin? Știți de ce trebuie să faceți treaba asta? Pentru că vreți să fiți fericiți. Vreți să fiți fericiți? Câți de aici vreți să fiți fericiți? Păi cu bagajul ăsta în spatele voastre n-aveți cum să fiți fericiți. Pentru fericirea ta, uită! Iartă! Iartă pe oricine ți-o greșit! Iartă tot trecutul care îl ai în spate! Deslipește-te de el în seara asta! Tu nu câștigi nimic că nu ierți oamenii! Tu singură și tu singur îți iscălești nefericirea! Ăla s-ar putea să jubileze și tu cari în continuare povara. Aruncă-o din spate în seara asta. Nu mi-o da mie, că n-am ce să fac cu ea. Este cineva care a plătit-o deja. Și acesta este Iisus Hristos. Și cel care poate vindeca sufletul este cel care a creat sufletul și se ține în mâna lui. Și acesta este Iisus Hristos. Acesta este Iisus Hristos.